cele mai ieftine jocuri le găsiți pe G2A, linkul în descriere. Salut fraților, ce faceți? Eu sunt Andy, bine v-am găsit la un nou episod. Fraților, am zis să filmez ceva rapid acum pentru că nu o să fie statul vlogul, dar o să fie o mică parte din el. Este, ce zi azi, marți seara, probabil astăzi seara vine Moș Nicolae, adică mâine Sfântul Nicolae și toți ai mei și-au aranjat ghetuțele și am făcut și bradul și toate cele și am zis să vă arăt așa rapid ghetuțele cum sunt puse și bradul pentru că îmi place spiritul ăsta, spiritul sărbătorilor care vine pentru că e ceva frumos, adică e ceva în familie, ceva frumos, multă lume se bucură de treaba asta și eu mă bucur de treaba asta, păcat că nu mai sunt mic, atunci când eram mic era mult, mult mai frumos. Hai să vă arăt repede chestiile astea. Ce faci, Gustanule? Îți poți să-și ghetuțele pentru moșul? Uite-le. Unde sunt? Ăștia aici sunt? Ăștia sunt și crezi că vine moșul la tine? Ai fost cu minte sau ți-a aduce cărbuni? Nu ți-a aduce cărbuni? Ia uite ce frumos e bradul. Tu cu Gabriel a trece acolo lângă el. E mai mare ca tine. Vai ce de frumos e. De Crăciun, fi nebun, fi caius, tinel. Vine Crăciunul. Cine poți să stea în vârf? Uite ce frumos e. Aha, foarte frumos. Ia, unde sunt, care sunt bucancite? Ăștia de aici? Da. Și crezi că-ți aduce ceva moșul? Da. Bine, hai că vedem mâine dimineață, da? Ce l-ai luat, grăsanule? Tu le luași pe toate, văd. Nu, ăștia sunt mele. Sunt ale tale? Ce ți-ai adus? Să ce căciul ai? Păi mă acolo, e tot de la el. Tot de la el? Și ce s-a mai adus acolo? Și dulciuri? Umbrelă. Umbrelă? Ți-ai cerut o umbrelă sau aveai nevoie? Mai ula pe aveam mea. Și nevoie. Aveai și nevoie, a? Ia. Uau. Uau. Mie ce mi-a adus ea, că eu nu prea am fost cu minte. Ăștia sunt. Ăștia sunt ale mele? Da. Bă, dacă am cola, am de toate. Cola, ia, că mai ai. Mai am și ciorap, ia. Și ciorap? Tu ce sunt ăștia? Sunt de la... Ce sunt ăștia, bă? Stai de ghete ca să stea... Bă, pe ciulă. Așa, un fes. Pe jos, zic de tot la fel, da. Aha. Ăla era tălpicul, tălpicul meu de la ghete? Da, da, da. Oh, și o portocală. Ia-o și pe a mea, grasule. Că nu mănânc, nu-mi plac portocalele. Ia uite pe a mea. Eu ce am, să mă spăl pe... Acolo? Eu să mă spăl pe ureche, uite. Ce e asta? Periuță de unghi. De unghi, nu de picioare. E, tot aia. Pijamalele alea de acolo de cui sunt? A lui Cristiana. Oh, mi-a adus pijamale. Da. Ăla care și le dorea care și le dorea care le dorea care le dorea. Mama nu prea a fost cu minte. Ba da, ia, stai, ia, ce? Parfum. Un parfum, bă, lasă-mă. Și trei mandarine. Bună dimineața, mă, mai mult s-ar putea să nu mă auziți absolut deloc. Ia uitați-o pe Beca. S-ar putea să nu mă auziți. Ia uite ce jante i-am pus. Arată ca ultima mașină în puii mei. I-am pus jantele de iarnă. Sunt pe fucking 16. Sunt atât de mici. Deci, pui mei, zici că are niște chindoci în picioare. Uitați-vă la ea, dă-te în pui mei. Și este exagerat de joasă. Beca. Bine, ai revenit, Beca. Ia să ne porniște după frigul de aseară. Ah, un pic așa. Am probleme la bujii, trebuie schimbate. Trebuie schimbate cam de mult, dar asta este. Băi, oameni buni, ce voiam să vă mai zic. Astăzi este Sfântul Nicolae, deci la mulți ani tuturor care purtați numele de Nicolae sau Nicoleta sau tot ce derivă din Nicolae, Nelu sau orice altceva. Nelu, de fapt Nelu cred că derivă de la Ionel, adică Ionelu. Da, nu știu, în fine. Deci la mulți ani tuturor care purtați numele de Nicolae, Nicoleta și etc. etc. Azi a venit moșul și la mine, așa, ușor, ușor. Trebuie să mă duc acum să-i duc și eu ceva lui Andra, pentru că nu i-am dus nimica. Nu știu dacă la ea a venit moșul, la mine a venit moșul și în Beca, am ceva în portbagaj, mi-a adus direct în portbagaj. Mergem să luăm și pe Bercea și mergem puțin până în Auschen. Dacă vă plac ce tipul ăsta de vloguri pe care îl mai fac din când în când, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să mă urmăriți pe Instagram și noi ne vedem mai încolo. Ce față ai? Ce mergi cu fața aia? Garda, fraile. Ia uite, spune-le că îi salut. Vă salută domnul lectoratul cu stimă și respect, deci este un om de mare perspectivă. Perspectivă? Ce faci? Ați salutat domnul Biță. Da, nu vă zui. Ne simțim. Ce faceți, domnule Bercea? Stai așa să mă aranjez și eu vreau studiu. Eu mi-am luat ochelarii de la băieții de la Tras, că m-a dat cadou niște ochelari. Mergem până în Auschen. Mergem până în Auschen să-mi luăm ceva pentru Andra. Și după aia mergem să-i dăm și ei. Păi că nu i-am dat nimic așa și urât. Dar ce rege asta? E nasol. Ne vedem.
uite pe cine am văzut noi aici, a domnului Nicolici. Ce faci, man? Salut. Am venit moșul la tine. Filmezi? Te filmez, da. Oameni buni, mamă, bate vântul ăsta, băga mai pe șoară. Ia uite, ia uite și... Dă-te, pui, măi. Până asta a început să se lase deja. Nu? Parcă s-a lăsat un pic. Mi-am luat și o cauciuc cu el și să lasă pișeama și pe ele. Ia, nu mai dați iarul. Ține-l. De Moș Nicolae, să crești mare. Ce faci? Oameni buni, acum am văzut că Bercea m-a filmat atunci când i-am dat bănuții fetele care vindea ziar. Fraților, singurul motiv pentru care o să bag chestia asta în video este pentru că vreau să vă zic de ceva despre fata asta care este săraca de a vinde ziare. Probabil ea e de la casa de copii și cel mai mult ca sigur e de la casa de copii. Și după cum știți, la 18 ani statul te dă afară de la casa de copii și nu prea ai șansă să te angajezi nicăieri, mai ales că majoritatea oamenilor de acolo sunt cu dizabilități. Am zis, singurul motiv pentru care am băgat chestia asta în video, pentru că nu-mi place să bag în video chestii când eu fac, să zic, poponul meu o faptă bună, nu-mi place să le bag în video pentru că nu vreau să fac treaba asta ca să mă laud. Fiecare face faptele bune când vrea, cum vrea, cu cine vrea, nu trebuie filmate și puse pe internet pentru a atrage audiență, pentru că nu ăsta este scopul faptelor bune. Scopul faptelor bune este să te simți tu bine, să faci un bine persoanei respective, nu să profiți de pe urma chestii astea. V-am zis, singurul motiv pentru care am băgat asta în video este să vă spun de fata asta care ea la noi în Craiova vinde ziare, pentru că e cam singurul lucru pe care îl poate face. Vă dați seama ce salariu avea ăștia care vând ziare să-mi bat picioarele, deși știu, oricum vă dați seama, enorm de mic. Iar eu mereu când trec pe acolo îi dau banii pe un ziar, pentru că nu vrea să-mi ia banii fără să ia un ziar, practic îi cumpăr un ziar ca să o ajut. Și mi se pare foarte, foarte ca lumea că deși e așa, nu stă să cerșească și totuși încearcă să facă ceva, vinde ziare. Atâta poate, nu mai ce să-i faci, nu poate mai mult. Asta am vrut să vă zic, respect oamenilor care deși într-o anumită conjunctură nu pot face bani, nu aleagă să stea să cerșească și se duc să facă totuși ceva. Revenim la video. Ce faci? Te filmez. Ce faci? Veni mușul la tine. Mulțumesc, să văd, mi-a adus dulciurele. Dulciurele multe s-a adus. De la scumpe. Bă, Bercea strigă orice moment. Tu ești cu scumpul? Da. Sper că sunt frumos, că dacă nu sunt frumos, eu fac urât. Adică... Este? Da. Faci urât dacă nu ești frumos. Bă, dar vreau și eu plafon negru, o să-mi-l fac și eu, fraților, eu o să îmbrac plafonul meu în Alcantara. Tot ce vedeți, mașina o să fie Alcantara. Fraților, eu am un proiect pentru BK, nu știu când o să se realizeze, probabil în primăvară, dar dacă se realizează, o să fie forță. Apropo, fraților, nu uitați, când descriu, o să vă pun, cum se numește, pagina de Facebook al lui Ioance, nu? Da, lui Ioance, cel care Ioance... i-a băcat... Nu știu dacă știți și ați văzut la pricope, poate i-a îmbrăcat volanul și l-a făcut forță. Și mie mi l-a îmbrăcat. Și Bercea, și omul face lucruri ca lumea rău de tot. Poate cunoașteți pe cineva care vrea să-și îmbrace volanul, poate vreți voi să vă îmbrăcați. Nu like volanul. Acolo la pagină, nu ar fi like de acolo ajutor. La pagină ar fi foarte mare ajutor, pentru că omul chiar face treabă bună. Deci acum nu că e prieten cu noi sau ceva, dar face lucru ca lumea. Deci când îi dai să îmbraci ceva, îți face de nu mai știi. Deci îți face de nu vine să crezi că a făcut o el. Tare pe gola. Nu am arătat airbag-ul. Oricum arăt. Sunt la el pe pagina o grămadă de poze cu ce face. Da, da, și cu airbag-ul, electoratul. Și cu tot. Eu la el vreau când o să fie și o să intre bine pe interioare, că deocamdată face doar voloane, mașoane ăștia, airbag-uri. O să-mi fac un interior, fraților, personalizat. Adică un interior, chit că știu că nu mai vând mașina mea, dar un interior pentru Bercea. Gen cu romburi, să scrie numele meu pe el, cu sături de peste tot la ambinăr. Deci o să fie... belea cu el, nu știu, vreau o piele de roșie așa, nu știu, sau nu știu, să văd grasule, tot ce mi-ai recomandat. Nu știu, vedem. Tai volanul, tai îl îndrept, și la mine tot la fel vreau să fac. Apropo, deci mergeți și voi la el acolo, aveți pagina în descriere, dați și voi un like acolo la pagină pentru că îl ajută. Și dacă vreți să faceți ceva, vă uitați pe acolo dacă vă place. Și cei care aveți mașini, bineînțeles. Normal, sau la părinți, poate vor să-și îmbrace volanul, că s-a făcut căcat. Na, pui mei, n-ai de unde să știi. Ia-te-l pe Nelu. Sănătate! Nu te vede! Nu vede Nelu! Da.